Cele mai importante două zile din viața ta sunt ziua în care te-ai născut și cea în care afli de ce. Pun capul pe pernă să adorm și în mintea mea revine obsesiv aceeași întrebare. Oare cum ar fi fost dacă... Pentru o persoană care se neacă, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-l prinzi de mână. Când se aprinde becul în frunte, înseamnă că a ajuns sânge la creier. Păstrați-vă calmul, urmați aceste instrucțiuni. Dacă noi cum suntem așezați acum pe scaun, Doamne ferește, unul din noi ar leșina. Care ar fi mesajul tău pentru cei care ne ascultă? Dacă răspunsul e că tu nu știi ce să faci, nu te culca liniștit acum. Pentru că dacă tu acum te culci liniștit, va veni un moment în care îți va fi foarte greu să adormi când pui capul pe pernă. Te-ai gândit vreodată serios de ce trăiești? De ce te-ai născut? Care este sensul pentru care ești aici și acum? Are viața un traseu prestabilit sau tu îl stabilești? Te naști, devii adult, îmbătrânești și mori, ăsta să fie scopul? Faima, banii, copiii, averea? Care-i totuși sensul vieții? Viața este o misiune. Orice altă definiție a vieții este falsă și îi induce în eroare pe toți cei care o acceptă. Religia, știința, filozofia, deși sunt încă în dezacord în multe puncte, toate sunt de acord în acest sens. Că toată existența are un scop. Bine, bine, scop. Și totuși, care să fie acesta? Dacă te-aș întreba, îmi vei spune că scopul este să fii fericit, nu? Ceea ce contează în viață nu este simplu fapt că am trăit. Este modul în care am făcut diferența în viața altora, ne spune Nelson Mandela. Cum pot să-mi descoper de fapt menirea? Cunoști pilda talanților? Un stăpân părăsește țara și decide să împartă averea sa la trei robi. Primului îi oferă 5 talanți, la al doilea doi talanți, iar celui de al treilea un talant. După o vreme când se întoarce, stăpânul își cere averea înapoi. Primii doi ropi dublase răstăpânului avuția. În schimb, cel care primise doar un talent spune Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iar stăpânul exclamă luați dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ceea ce are. Sună nedrept, nu? Și totuși, dacă ai inteligență, educație, relații, avere, îndemânare, istețime, talent, pricepere. În ce scop le folosești? Pentru ce și pentru cine? Aduci cu ele plus valoare sau le îngropi asemenea robului din pildă? Cele mai importante două zile din viața ta sunt ziua în care te-ai născut și cea în care afli de ce. Am cunoscut oameni care și-au descoperit sensul vieții lor abia după ce viața i-a struncinat serios. Dar sunt oameni care influențează și astăzi viețile altora deși ei nu mai sunt de mult. Cei care sunt suficient de nebuni încât să creadă că pot schimba lumea, de obicei o fac, ne spune Steve Jobs. Tu ai descoperit pentru ce trăiești? Te aștept să interacționăm. Este interviul pentru care mă simt cel mai puțin pregătit. Bun venit, Vasile Vlașin. Mulțumesc pentru invitație. Vasile Vlașin este fondatorul Părinți Salvatori, Aș vrea să te întreb. Mie nu mi se va întâmpla niciodată. Este o convingere falimentară? E ceva de nedorit. Nu-ți dorești ca tu să fii vreodată în situația în care propriul tău copil să-l vezi în fața ta căzut, cu privirea fixă în tavan, învinețit? Cine își dorește așa ceva? Și pentru că nu-ți dorești și pentru că nu ți se întâmplă, nici azi, nici mâine, nici peste 20 de ani, ajungi la un moment dat să te simți stăpân pe situație și în subconștientul nostru, pentru că noi nu ne dorim asta, se naște această minciună. Mie nu mi se poate întâmpla. Iar când ți se întâmplă, pentru că realitatea ne demonstrează că oricui, oricând și oriunde îi se poate întâmpla. Când ți se întâmplă, tu clachezi și la propriu sau la figurat caz și tu alături de victimă. Am 8 ani de zile de când merg pe drumul acesta. 7 ani și jumătate de când am demarat proiectul de cursuri de prim ajutor generic, numite prim ajutor, de fapt e vorba de ceva specific și anume situația de viață și de moarte. Resuscitare în caz de stop cardiorespirator și salvare în caz de nec eliberarea de căi respiratorii în caz de diverse forme de obstrucție sau oprire a respirației. Pentru că respirația oprită și nereluată într-un interval de 1-4 minute duce la oprirea inimii, adică la stop cardiorespirator. Urmăream de foarte mult vreme să te invit, însă m-a indignat acest titlu de știre pe care o să-l citesc. O doctoriță de 38 de ani din Iași s-a necat cu mâncare și a murit. Am citit și eu știrea aceasta. Din câte am înțeles, era singură. Există modalități de a te. Există modalități, nu la fel de multe ca cele pe care le ai ca martor, în a ajuta pe cineva care e în fața ta și se înneacă. Însă, pe foarte mulți am auzit că au văzut un filmuleț în care cineva se aruncă cu abdomenul peste, spătarul de, peste un spătar de la scaun. Chiar și eu am văzut acest video. Ei, prima condiție e să ai spătarul de la scaun la îndemână. Deci din start filmulețul acela e o, poate să fie o întâmplare, da? dar nu e o tehnică de salvare. Tehnica de salvare stă în mâinile tale. Noi în momentul în care ne înnecăm, primul lucru pe care îl faci în momentul în care simți, chiar dacă nu vorbim de un nec grav, mergi pe stradă, în timp ce respiri, îți pătrunde un firicel de praf pe căile respiratorii. Pe căile respiratorii nu are voie să pătrundă nimic altceva în afară de aer curat. Orceva în afară de aer curat este considerat corp străin, chiar dacă e minuscul, un firicel de praf. Și primul lucru pe care îl faci în momentul în care te neci este să tușești. Dar dacă obstrucția este gravă, tu nu mai ai capacitatea, folosindu-ți doar contracția musculară, presiunea de aer pe care o dai afară, să elimini acel corp străin. Și atunci trebuie să-ți suplimentezi cumva presiunea respectivă, folosindu-ți cele două mâini. Cu o mână, în cazul meu, eu fiind dreptaci, cu mâna stângă, noi când ne necăm avem tendința să ducem mâinile în zona aceasta. Nu știm ce să facem cu ele. Probabil am vrea să rupem de pe noi tot haine, carne, să ne pătrundă direct aer în plămâni. Ei, cu mâinile acestea noi trebuie să facem ceva. Mâna aceasta o punem ca o proptea sub bărbie și ne ridicăm bărbia, ne ținem capul ridicat. Pentru că noi când ne necăm avem tendința de a ne încovoia. Și când te-ai încovoiat, căile respiratorii, tu când te-ai încovoiat nu doar din abdomen, ci și din gât, în momentul în care ai îndoit gâtul, se și mai tare. ca un furtun pe care îl îndoi, căile respiratorii se strangulează. Ridica bărbia în așa fel încât să ne ținem căile respiratorii deschise la maxim. Și mâna cealaltă, antebrațul, îl vom amplasa în plex, undeva jumătatea distanței dintre buric și furca pieptului și apendicele lexifoidat. Când tușim, strângem cu antebrațul nostru, ne generăm presiune în, în abdomen. Este, pentru că se tot vorbește mult, este ceva care seamănă cu metoda Heimlich, însă nu se aplică, și vreau să, să spun asta, decât în cazul a 1% din persoanele care se neacă. Sunt alți pași care trebuie urmați până la metoda Heimlich, pentru că metoda Heimlich este foarte eficientă, dar în același timp este foarte periculoasă. Dincolo de faptul că este foarte dureroasă, este și foarte periculoasă, pentru că poți produce o hemoragie internă, leziune ale organelor interne. Tu experiența experiență personală care te-a dus astăzi aici, care te-a adus în punctul în care să-ți dorești să-i ajuți pe alții să înțeleagă cum poți să salveze vieții. Ce s-a întâmplat? Mie nu mi se poate întâmpla. 23 septembrie 2015, acasă, în casă, Luca, băiețelul nostru, un copil foarte cu minte, foarte calculat. Soția la i-a pus ceva să mănânce, el a refuzat și și-a ales altceva. Niște migdale decojite. Migdalele decojite sunt ușor de mestecat și gustul lor e, îl cunoaștem toți, și tot iese din, din migdale, tot iese aroma aceea ca din guma de mestecat. Poți să le mesteci mult și tot iese din ele aromă. Și lui Luca îi plăcea să, să mănânce migdale. A luat două sau trei migdale și a plecat în camera lui la joacă. Să fac o paranteză. Nu avem voie să mâncăm atunci când suntem la joacă. Nu avem voie să facem nimic altceva atunci când avem mâncare în gură. Când mâncăm, mâncăm. Când ne jucăm, ne jucăm, când vorbim, vorbim, când conducem mașina, conducem mașina, nu avem mâncare în gură, în timp ce noi suntem la volan în trafic. Luca era la joacă, joaca lui era foarte liniștită, se juca cu niște cubulețe de lemn, construia ceva, însă trebuia să plece soția undeva cu el. Și l-a luat de la joacă în momentul în care l-a luat de la joacă, a protestat. A început să plângă. Avea mâncare în gură. Trecuseră câteva minute. Soția nu știa că el mai are mâncare în gură. A început să plângă. S-a dus cu el, l-a așezat pe pat să-i schimbe hainele și cu mâncarea în gură, cu plânset și așezat pe spate, pe, pe pat, a aspirat atât de puternic încât pasta aceea, pentru că nu mai erau migdalele întregi, dacă erau migdalele întregi, nu puteau să-i pătrundă pentru că sunt foarte înguste căile respiratorii la, la un copil de 2 ani și 5 luni, cât avea Luca atunci. Nu i-ar fi pătruns. Însă pasta aceea, fină, cu... Momentul acela în care el a inspirat foarte brusc, i-a pătruns atât de adânc încât i-a blocat tot arborele bronșic. Imediat a, a soția și-a dat seama ce s-a întâmplat, am sărit și eu, eu nu eram de față, eram în bucătărie, am sărit și eu, l-am apucat. Mă rog, sunt niște momente pe care chiar dacă vi le-aș. Dacă aș avea eu cuvinte să le descriu, oricum n-ați putea dumneavoastră să le înțelegeți. Locuiam relativ aproape de Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare și am ajuns la spital în 3 minute și 17 secunde. Știu asta pentru că atât a durat apelul la 112. Când am ajuns pe scările spitalului, am oprit apelul la 112. Medicii l-au preluat cu calm, cu profesionalism, au făcut tot ceea ce. Se putea face cu mâinile goale, însă. Pentru că nu au avut un echipament de aspirare a căilor respiratorii. Prin niciuna din manevre, căile respiratorii n-au putut fi uh, deblocate. Cele mai ușoare forme de nec sunt cele cu lichide sau cu corpuri compacte. Lichidele curg ușor, corpurile compacte se se dislocă ușor, pot fi eliminate ușor. Cele mai păcătoase forme de nec sunt cele cu bol alimentar, cu mâncare mestecată sau cu vomă. Compoziția e de așa natură, vâscoasă, lipicioasă, nici nu, cur, nici nu curge, nici nu sare, ba și pătrunde adânc. În lipsa acelui echipament, numit bronhoscop, S-a instalat stopul cardiorespirator, l-au resuscitat cu succes pentru că inima era sănătoasă, dar căile respiratorii erau în continuare blocate. S-a instalat din nou stopul cardiorespirator, l-au resuscitat din nou cu succes. Între timp l-au intubat în așa fel încât să, să aibă respirație artificială. Au chemat elicopterul și ne-au trimis la Cluj. Ne-am urcat în mașină și am pornit de la Baia Mare spre Cluj. Am ajuns în Cluj și am mai așteptat două ore și jumătate în aeroport până a sosit elicopterul. În total șase ore a durat din momentul în care am ajuns noi la spital cu Luca până când i s-a făcut această intervenție, bronhoscopia. I-au fost eliberate căile respiratorii, însă între timp creierul a murit. În lipsa respirației, în aproximativ 1-4 minute, se oprește și inima, se instalează stopul cardiorespirator. Dacă, în interval de maxim 5 minute, nu se demarează manevrele de resuscitare, care au rolul de a pompa, de a conduce sânge spre creier, în așa fel încât creierul să fie irigat, să fie în oarecare măsură și oxigenat. În lipsa oxigenării creierului, numită hipoxie, se instalează la nivel cerebral leziuni care sunt irreversibile. Știința a mers atât de departe până astăzi încât te face din bucăți, ca la dezmembrări auto. Transplant de ce vrei tu. La creier însă nu este acces. Am trimis dosarul medical al lui Luca în toată lumea, din Japonia în Statele Unite și din Norvegia în Israel și în Europa peste tot. Am ajuns cu dosarul medical al lui Luca la cel mai mare neurochirurg al lumii, Ben Carson. De peste tot din lume, răspunsul a fost același. Nu se mai poate face nimic se putea face ceva dacă puteau fi eliberate căile respiratorii la timp. În momentul acela dramatic în care tu devii martorul unei victime, tu trebuie să depășești două praguri importante. În primul rând trebuie să ai capacitatea de a reacționa și apoi, abia apoi, trebuie să ai și cunoștințele necesare pentru a acționa. Și ce faci dacă sunt persoane care se panichează? În situații mult mai simple. Ce face o persoană care se panichează într-o astfel de situație? Nu se panichează dacă a participat la curs. De ce? Panica, teama, este reacție la necunoscut. Ți-e teamă de o situație pe care nu, cu care nu te-ai mai confruntat și pe care nu știi cum să o gestionezi. Și vreau să spun, nu facem reclamă la curs, <laughs> pentru că e un curs gratuit. E un, curs gratuit, e un curs gratuit la care poate să participe oricine. Cum ați ajuns să faceți treaba asta după experiența personală? Mm. Care a fost declicul? Inimiarea lui Luca s-a oprit definitiv. Mergeam spre casă, de la Cluj spre Moisei, și în momentul acela, văzându-i pe ceilalți din familie ce preocupări au, adică se preocupau ca totul să fie aranjat. Coroane, flori, pur și simplu preocupările lor mi se păreau. Fără rost. Pur și simplu fără rost. Și am zis, nu, oprim toată nebunia asta. Și știam că vor veni foarte mulți oameni la înmormântare. Și așa e frumos să duci o coroană. Vreau să cumpăr aparatul care a lipsit din spital atunci când Luca a avut nevoie de el. Și dacă cineva vrea să dea banii pe o coroană, mai bine să-i doneze și să ne ajute să cumpărăm aparatul acesta. Oameni minunați de peste tot m-au contactat, mi-au scris, oameni de, din televiziuni o, au promovat și într-un timp foarte scurt s-au strâns toți banii și am cumpărat aparatul, l-am dus la spital. Și cumva, uf, gata. Am răzbunat moartea lui Luca, dacă vreți. Am stat de vorbă cu foarte mulți specialiști, m-am documentat, am citit foarte mult. Și am înțeles că da, pentru Luca, pentru că noi am ajuns în 3 minute la spital, dacă aparatul era acolo, putea să-i salveze viața. Dar câte victime ajung în 3 minute la Spitalul Județean la care există un videobronhoscop? știu că sunt în momentul de față vreo 8 sau 9 spitale în țară care au așa ceva doar. Și atunci mi-am dat seama că pentru toate celelalte victime... Nu asta e rezolvarea. Nu echipamentul, nu medicul celebru de nu știu unde din lume e salvarea, ci salvarea ești tu, cel care ești lângă victimă. Eu, tu, martorul. Doar că noi ca martor nu știm ce să facem. Și atunci am zis, nicio problemă, vom învăța ce trebuie să facem. Care ar fi pașii pe care ar trebui să-i urmeze o persoană în momentul în care se află într-o situație critică cu cineva care are nevoie de prim ajutor. Știți că noi așa reacționăm la drame. Se întâmplă ceva, ești șocat, m-am dus, am făcut specializare, mi-am luat toate atestatele necesare, sunt instructor autorizat de Consiliul European de Resuscitare în momentul de față. În primul rând, trebuie să conștientizezi că pe fruntea ta nu scrie scutit oricui, oricând, oriunde îi se poate întâmpla. Dacă tu deții cunoștințe, nu vei intra în panică. Ai rămas calm și acționezi. Acționarea înseamnă prima și prima dată rămânerea ta în siguranță. Din păcate, foarte mulți din cei care doresc să devină eroi, devin victime pentru că își pun viața în pericol. Și am văzut situații de electrocutare, situații de incendii, la accidente rutiere se întâmplă, iar cele mai frecvente și mediatizate cazuri la sunt cele la NEC. Și vara aceasta, din nefericire, am avut foarte multe asemenea drame. Cred că au, cred că au murit mai mulți care au încercat să-i salveze pe alții decât cei care erau, de fapt, în postura de a Seneca. Din nefericire, în momentele acelea, din dorința de a, de a fi de ajutor, îți scapă din vedere această primă regulă a unui salvator și anume siguranța ta proprie. Siguranța salvatorului este prima regulă. Nu intervii dacă viața ta e pusă în pericol. Dacă locul e sigur, te-ai apropiat, trebuie să evaluezi victima. Și prima dată se verifică starea de conștiență. Folosim voce ridicată... Dacă nu reacționează la voce, îl vom prinde de ambii umeri, îl vom mișca ușor. Asta la fel, în situația în care cineva a căzut. că Dacă, e, dacă știi deja ce s-a întâmplat, nu mai trebuie sări peste pașii aceștia. Dacă victima este conștientă, de aici e simplu de gestionat. Dacă victima este inconștientă, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-i deschizi căile respiratorii. Pentru că o victimă inconștientă, o victimă leșinată, se află în pericole de moarte. Și primul mare pericol este moartea prin asfixiere. De ce? Pentru că o victimă... Le... Dacă noi cum suntem așezați acum pe scaun, Doamne ferește, unul din noi ar leșina. Cam cum ar arăta? Cam așa. Prima dată cade capul. Și în momentul în care ți-a căzut capul, căile respiratorii se strangulează și nu va mai putea să respire. Și uite așa stă cu capul căzut și apoi vine cineva și îi dă palme sau aruncă cu apă pe el și el moare asfixiat. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facem este să-i ridicăm bărbia. Cu două mâini, cu o mână ridicăm bărbia și o palmă pe frunte. De ce? Pentru că uneori s-ar putea să aibă capul într-o parte și noi trebuie să facem mișcarea aceasta controlat, cu grijă, fără să bruscăm, poate are niște leziuni în zona cervicală după ce am deschis căile respiratorii sau în timp ce deschidem căile respiratorii, în situația în care suntem singuri, trebuie să strigăm cât ne ține pe noi gura după ajutor. Pentru că dacă ai o victimă inconștientă, situația se poate agrava sau poate e deja mai gravă și singur nu vei putea să gestionezi situația. Și atunci strigi după ajutor. Când ai deschis căile respiratorii, când ai ridicat bărbia, tu doar i-ai creat cadrul mecanic pentru ca respira. el, dacă mai are capacitatea de a respira, să poată respira cu ușurință. Însă, tu nu știi dacă el mai are capacitatea de a respira, așa că treci la următorul pas, numit verificarea respirației. Verificarea respirației se face cu o metodă simplă, numită metoda PAS. PAS sunt inițialele celor trei acțiuni ale noastre. Privești, asculți și simți. Te vei așeza cu urechea deasupra gurii nasului victimei, cu privirea înspre torace, mâinile le vei avea pe bărbie pe frunte și tu vei privi toracele, sau dacă vorbim de un nou născut, abdomenul se mișcă, vei auzi zgomot și vei simți. Vei simți și cu mâinile tale, vei simți și cu obrazul tău adiere dinspre gura, dinspre, dinspre nasul lui. Pentru că respirația nu înseamnă o mișcare de tip spasm, de exemplu, ci respirația înseamnă mișcări regulate, continue, validate în timp. Dacă după 15 secunde tu ești sigur că ai văzut, ai simțit, ai auzit ceva, în regulă înseamnă că victima e doar inconștientă, o vei așeza repede, repede în poziție laterală de siguranță. Adică îl întorci pe o parte, bineînțeles că nu îl întorci pe o parte cum întorci un lem, ci o întoarcere cu tehnică, pentru a elimina riscul de înnec. O victimă așezată pe spate, așa cum trebuie să o așezăm când, o, când îi facem verificarea respirației, foarte ușor se poate înneca cu propriile fluide, cu salivă, pentru că producem salivă continuu, iar în cazuri excepționale se mai poate înneca cu vomă sau cu sânge. Ne asigurăm în continuare că are căile respiratorii deschise pentru că atunci când, când îl întorci capul îi se duce iar în trei direcții. De asemenea trebuie să-i rotești ușor capul ca gura să-i fie îndreptată înspre sol, să-i se scurgă și trebuie să aibă neapărat o palmă cu dosul palmei așezată sub obraz ca să fie un distanțier între dușumea și gura lui atunci când vomită, de exemplu, să îi se scurgă voma să nu o aspire la loc. După, după ce l-ai întors în poziție laterală, de siguranță suni la 112 și anunți urgența. Și rămâi lângă victimă să o supraveghezi permanent pentru că în orice moment starea se poate degrada. Tendința oamenilor este să facă invers, în primul rând să sune și apoi să ofere prim ajutor. Sun la 112 ca să spui ce. Că nu știi ce. Că nu știi ce și consum timp nu o să-ți trimite o ambulanță cu medic dacă tu nu ai convins că starea victimei justifică trimiterea unei ambulanțe cu medic. Deci sunăm la 112 doar după ce avem ce să spunem. Acesta a fost cazul fericit, scenariul fericit, în care victima respira, adică trăia. Dacă nu respiră și în stop cardiac. Dacă respirator... nu respiră, trebuie să faci două lucruri deodată și de îndată. Apelul la 112 și demararea manevrelor de resuscitare. Atunci când victima respiră, prima dată efectuăm manevra și apoi sunăm la 112. Când victima nu respiră, nu te apuci să faci manevră de resuscitare și uiți să sun la 112. Că... Sau nu te pui să suni la 112 și stai și vorbești la telefon și între timp creierul victimei tale uh, moare. Ci pui telefonul pe speaker... Și vorbești la 112 în timp ce efectuezi manevrele de resuscitare. Iar manevrele de resuscitare le putem învăța doar făcând practică, doar exersând asta. Nu că ne uităm la televizor, nu că ne uităm pe YouTube. Pentru că dacă n-ai înțeles cum, unde, în spatele acelei imagini pe care mulți o putem considera familiară. Uh, se ascunde puțină inginerie, se ascunde puțină matematică, puțină fizică, puțină geometrie. Dacă nu efectuezi 100% corect manevrele de resuscitare, nu poți spera că la creierul victimei va ajunge ceva. Uh, uh. Pentru că singura noastră acțiune directă la resuscitare este să apăsăm cu podul palmei sternul victimei. Atât. Rezultatul pe care îl urmărim este să ajungă sângele victimei la creier. De la podul palmei mele până la creierul victimei e un traseu destul de lung. Pe acest traseu se produc niște acțiuni indirecte. Fiind acțiuni indirecte, se tot pierde din efectul inițial. Atunci când eu apăs 100% corect, aici la creierul victimei, undeva în proporție de 15% se reflectă doar. Dar dacă eu apăs pe sternul victimei așa cum am văzut în Baywatch ce mai ajunge la creierul victimei. Eu, de exemplu, la care de curs folosesc 18 manechine diferite. Aici avem un manechin sugar. În timp real ne arată dacă resuscitarea conduce, conduce sângele la creier. Observați? Când se aprinde becul în frunte, înseamnă că a ajuns sânge la creier dar la o victimă reală, de unde știu eu că a ajuns sângele la creier sau nu? Voi ști asta doar dacă am exersat până am dureri în podul palmei, pentru că la adulți sau la copii mai mari, resuscitarea se face cu podul palmei, la, la, la sugarii resuscitarea se face folosind trei degete doar. Dacă tu nu ai exersat până ești transpirat, până te dor, până ți-a amorțit podul palmei, și să exersezi folosind diferite categorii de manechine. Tu nu vei ști niciodată cum. Și apoi, ba nu apeși cât trebuie, ba apeși prea tare și faci rău. De aceea îi încurajez și recomand tuturor celor care au posibilitatea să participe la un curs practic să o facă. Dacă nu știi să faci manevrele de resuscitare, dar totuși ai în apropiere un aparat, un defibrilator. Te poate ajuta? Defibrilatorul e mai deștept decât noi. Există o procedură? Inima noastră funcționează cu impulsuri electrice. Adică inima nu pornește că o împingi, ci pornește doar dacă îi dai curent. Și curent poți să-i dai cu defibrilatorul. În momentul în care în apropiere este un defibrilator și în țările care își respectă cetățenii există defibrilatoare peste tot, la tot în România pasul... Avem... În România avem defibrilatoare în pu foarte puține locuri. Ai trimis pe cineva, nu abandonezi victima, ai trimis pe cineva, aduce defibrilatorul. În momentul în care defibrilatorul a sosit, ceea ce vedeți aici era mai mare geanta decât el, acesta este defibrilatorul, trebuie doar să-l deschizi și de aici încolo el preia comanda. Îți va spune să stai calm. Întreținere necesară. Continuați resuscitarea. Păstrați-vă calmul, urmați aceste instrucțiuni. Asigurați-vă că serviciile de urgență sunt apelate acum. Asigurați-vă că mufa electrodului este conectată la DEA. Asigurați-vă că mufa electrodului este... Vedeți, defibrilatorul acesta nu are electrozi. Mai departe îți spune să desfaci pieptul, să tai hainele dacă ai și o foarfecă la îndemână aici, să le rupi. Apoi, îți spune cum să așezi podul palmei, cum să așezi cealaltă palmă. Îți dictează ritmul în care să efectuezi compresiile. Dacă apeși prea tare, îți spune. Dacă apeși prea rar, îți spune. Dacă apeși prea des, îți spune. Dacă apeși prea puțin, fiecare greșeală pe care o faci, fapt, în timp real te, te corectează. În țările care își respectă cetățenii, o spun asta poate totuși cineva se va simți deranjat de formularea aceasta și va lua măsuri, există defibrilatoare peste tot în spațiile publice. Peste tot. Te lovești de ele. Semnul acesta, inima verde cu semnul curentului electric, e peste tot. Intri în magazin și vezi pe ușă, intri în benzinărie, intri în restaurant, la biserică, peste tot unde mergi, vei vedea că sunt defibrilatoare. De ce? Pentru că principala cauză de deces în lume, ucigașul numărul unu, este stopul cardiorespirator pe fondul afecțiunilor cardiace, bolile de inimă. În România, din 185.000 de decese aproximativ anuale, 155.000 din cauza afecțiunilor cardiovasculare. Întorcându-ne puțin la situația de nec cu mâncare. A fost o știre care a cutremurat în România. O fată de 14 ani a ajuns în comă după ce s-a necat cu un jeleu la școală. Era din Cluj, până la urmă, în șase zile, a murit. Copiii sunt cei mai predispuși din nefericire la NEC, pe fondul neîndemânării, ne pe fondul neglijenței. Eu am trăit personal această dramă m-a făcut să am o tehnică de predare a cursului, probabil diferită. Și probabil faptul că sunt dintre ei. Adică eu nu sunt un profesionist care vine și dă lecții. Eu sunt stan pățitul. Eu le, le transfer celor care participă la curs, inclusiv emoția aceea, dramei mele. Și asta îi face pe ei, probabil, să asimileze informația mult mai bine. De ce? Pentru că feedback-ul pe care îl primesc este 100% pozitiv. Și vorbesc nu de cum ți, cum, cum ți s-a părut la curs, a fost foarte bine, nu asta. Ci vorbesc de cei care, după o lună, după un an, după cinci ani, au fost puși în situația de a interveni. De utilitatea informațiilor. Am avut recordul la un moment dat, o mămică din Zalău, la 13 ore de la participarea la curs și a salvat și a scris și presa despre, despre asta, pentru că a fost un caz dramatic, s-a înnecat cu o punguță din aceea de detergent. Nu s-a necat cu punguța, pentru că e mare, nu i s-a topit în gură și când s-a trezit cu lichidul acela cu gust ciudat, a aspirat și l-a găsit după câteva minute, l-a găsit pe și învinețit, inconștient învinețit, doar că ea participase la curs cu 13 ore în urmă și a știut exact ce trebuie să facă. Anul trecut am primit 67 de asemenea mesaje și sunt convins că nu mi-au scris toți. Care este primul lucru pe care trebuie să-l faci într-o astfel de situație? Pentru o persoană care se neacă, dacă persoana e conștientă, dacă ai fost acolo în momentul zero, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-l prinzi de mână și să-l încurajezi să tușească. Obligatoriul prins de mână, nu de umăr, nu de altundeva. Pentru că factorul psihoemoțional joacă un rol important nu doar pentru tine ca martor, ci și pentru victimă. Dacă vorbim de copil, acolo contează foarte mult atitudinea și altitudinea. Prins copilul de mână, dar nu rămânând tu în picioare, ci te duci la nivelul lui. Pentru că dacă el e aici și tu ești acolo și el te privește așa ca pe, un, ca pe o autoritate, copilul se va inhiba, se va speria. Iar atitudinea, chiar dacă ți ți vine să mori în momentele acelea, fața ta trebuie să, fie, să radieze lumină și vocea ta trebuie să fie suavă. Pentru că dacă tu zbieri, copilul va reacționa nici nu știi cum. Îl prinzi de mânuță, te duci în genunchi, la nivelul lui, îl prins de mânuță și îl încuraje să Hai, încurajează să tușească. Hai, puiule, așa. A încuraja să tușească nu înseamnă ai spune doar. ci înseamnă? Ai spune, ai arăta și al felicita, adică îi dai feedback în timp real. Așa, bravo, foarte bine, de ce? Ca el să înțeleagă că ceea ce face face bine, să o facă în continuare cu și mai mare încredere. Și atunci când observ că el nu mai are capacitatea să tușească, nu mai insiști, că insiști degeaba, ci treci la pasul următor. 90% din cei care se neacă elimină tușind. Rămân 10% a căror obstrucție e mai gravă. Pentru aceștia vom aplica niște instrumente, vom folosi niște instrumente mai eficiente. Ne vom poziționa în spate diagonală, vom deschide căile respiratorii ale victimei, am spus și mai devreme asta, încercăm să-i deschidem și gura, ducând degetele Introducând aici degetele între mandibulă și maxilar, încercăm să-i deschidem și gura, dar fără a-l răni. Dacă e un copil mic, deschizi ușor pentru că nu are dantura completă și introduci degetele între gingii. Și vom aplica lovituri între omoplați. Aici la loviturile între omoplați, la fel, e o, e o ține de practică. tehnică. E o tehnică, pentru că nu lovim în neștire cum se nimerește, pe unde se nimerește. Lovitura trebuie să fie fermă, scurtă, sub formă de șoc. Lovitura trebuie să fie de jos în sus. Am învățat la fizică că un corp se deplasează în direcția în care asupra lui acționează o forță. Deci lovitura trebuie să fie cu podul palmei, de jos în sus, adică pe direcția gurii, exact între omoplați, cu pauză între lovituri. Nu lovim în neștire una după alta, ci avem câte trei secunde pauză între lovituri. Ca să permitem loviturii să producă efecte, e vorba de compresia aceea care se produce în cutia toracică, în coșul pieptului, și de vibrațiile, uh, unda de șoc, pentru că noi lovim exact direct în coloană. Deci, acea palmă dată pe spate nu este utilă la nimic? S-ar putea chiar să dăuneze. Să facă mai rău. Da. Deci, cu podul palmei de jos în sus, la interval de 3 secunde, și creștem progresiv forța cu care aplicăm uh, loviturile. N-a ieșit din prima, a doua oară lovește un pic mai tare, mai tare, până la cinci lovituri. Dacă până la cinci n-a ieșit, nu a eliminat, înseamnă că obstrucția e mai gravă, înseamnă că avem nevoie de niște instrumente mai puternice. Și atunci recurgem la metoda Heimlich sau compresiile abdominale. Ne vom poziționa exact în spatele victimei, ne vom asigura stabilitatea noastră. Așezându-ne ușor crăcănați, de, ducem un picior în lateralul victimei și un picior în lateral spate. Deci noi trebuie să ne asigurăm stabilitate 360 de grade, pentru că victima la un moment dat se va zbate. Măsurăm, căutăm buricul cu degetul inelar. Măsurăm două degete deasupra de buric și amplasăm acolo pumnul. Pumnul ăla îl amplasăm cu partea aceasta lată, cu degetul mare, înspre abdomen. Apoi cuprindem cu palma noastră, ca o gheară, înfășurăm bine așa pumnul și strângem înspre interior și ușor înspre în sus. Să generăm o presiune în cutia, în, în abdomen. Presiune pe care o direcționăm intratoracic ca să punem presiune de jos în sus asupra dopului care e undeva destul de bine înfipt pe căile respiratorii. La fel, cu pauză de 3 secunde între ele, creștem progresiv până la 5. Dacă până la 5 n-a ieșit și mai avem victima în echilibru, adică o mai putem susține, ne vom întoarce și vom alterna. Ne întoarcem la lovituri. Încă o dată 5 lovituri. Dacă în continuare mai avem victima în echilibru, reluăm manevra Heimlich, compresiile abdominale. Mai mult de două asemenea cicluri nu poți să faci, pentru că deja au trecut vreo 3-4 minute. Timpul este... Și nu mai poți să susții victima. Deja victima e inconștientă de ceva vreme, e posibil deja să intre în stop cardiorespirator. Dacă au trecut mai mult de 4 minute, bun, aici 1 4 minute am zis că se oprește inima după oprirea respirației, dar pot să fie și excepții ca timp în funcție de rezistența organismului, de antrenament până la urmă urmei. Excepțiile ca timp pot să fie și în sus, dar și în jos. De aceea noi nu trebuie să pierdem timp, ci trebuie să să acționăm. Și cel mai important este să știi ce ai de făcut ca acel timp prețios să-l folosești cum trebuie. Pentru că în momentul în care s-a oprit inima ai ajuns în stop cardiorespirator, de aici lucrurile sunt complicate. În momentul de față, în România, șansa de supraviețuire în caz de stop cardiorespirator e de 1,8%. Și una din cauzele pentru care rata de supraviețuire e așa de mică e că oamenii nu știu cum să efectueze manevra de resuscitare corect. Apoi, o altă cauză este aceea că nu avem aparate. Aparatul ajunge după 20... în medie după 12 minute cu ambulanța. Sunt localități în care ambulanța ajunge în 50 de minute. Victima e rece de mult deja. Dacă martorii nu fac ceea ce trebuie, ambulanța va ajunge acolo doar pentru a constata decesul. Care ar fi mesajul tău pentru cei care ne ascultă ca să ajutăm să conștientizeze mai bine nevoia de a fi la curent cu aceste tehnici și de a-și dori să le învețe pentru a-i ajuta pe cei din jur? Nu sunt singurul care face asta, mai sunt instructori în țară. Căutați un instructor de resuscitare, înscrieți-vă la un curs, rugați un medic de la UPU, de la știu eu, care, care face asta, Lucrați, rugați pe cineva, un prieten care lucrează la serviciu de ambulanță, măcar chiar dacă nu are la dispoziție manechine pe care să exersați, dar măcar la nivel minimal să vă transfere cunoștințele, informația aceasta. Tu trebuie să accepti că ți se poate întâmpla. Tu trebuie să rulezi în mintea ta un scenariu de nedorit. Noi atunci când vedem că se întâmplă o dramă, citim o știre, suntem tentați să zicem, vai, săracul! sau Doamne ferește, și cu atâta rămânem. Zi, eu ce-aș fi făcut dacă eram acolo? Eu ce-aș fi făcut dacă eram cadru didactic la școala aceea din Cluj, unde a murit fetița arnecată cu geleu? Ce-aș fi făcut? Și răspundeți, dar răspundeți sincer. Și atunci îți vei da seama că ai nevoie să știi. Și răspundeți. Aș ști ce să fac, cunoștințele pe care le am eu, abilitățile pe care le, le am, pot să acopere nevoia acelui scenariu? Și dacă pot să acopere nevoia acelui scenariu, pot să dorm liniștit. Pentru că dacă într-o zi se va întâmpla, și tu vei fi acolo, va fi în regulă. Dar dacă răspunsul e că tu nu știi ce să faci, nu te culca liniștit acum. Pentru că dacă tu acum te culci liniștit, va veni un moment în care îți va fi foarte greu să adormi când pui capul pe pernă. Au trecut 8 ani de la accidentul lui Luca îmi spuneau atunci oameni de bună credință, o să vezi că odată cu trecerea timpului va fi altfel. Și într-adevăr e altfel. E din ce în ce mai greu. Pun capul pe pernă să adorm și în mintea mea revine obsesiv aceeași întrebare. Oare cum ar fi fost dacă? Oare cum ar fi fost dacă atunci când am auzit că se organizează un curs în orașul meu, aș fi fost acolo. M-aș fi înscris, m-aș fi dus. Oare, oare, cum ar fi fost dacă și dacă, sunt mulți de dacă în urma unui asemenea moment tratat. Și cumva mă întorc la întrebarea ta de la început. Așa s-a născut proiectul Părinți Salvatori. Din, din, frământarea aceasta a mea, din dorința aceasta sinceră, ca nimeni să nu mai treacă vreodată printr-o asemenea, o asemenea dramă. Din păcate, ce am realizat în șapte ani și jumătate? 1420 de sesiuni de curs la care au participat aproximativ 36.000 de persoane. Raportați asta la, la populația României. E nimic, E nimic. E o picătură într-un mare ocean. Da, pentru cei 67 de anul trecut, de exemplu, care au reușit să salveze o viață, sau am și anul acesta vreo 30 și ceva de mesaje primite, pentru, pentru oamenii aceștia e totul, pentru că au salvat o viață, au salvat toată lumea. Dar dacă raportăm la nevoia care există la nivel național, ceea ce am reușit eu să fac, e nimic. Să reușim să convingem pe cei care iau decizii în țara aceasta, Că la fel ca în Italia, de exemplu, la fel ca în Germania, la fel ca în Statele Unite, și noi merităm o șansă atunci când inima noastră trece printr-o sincopă. Uh, merităm să fie cineva lângă noi care să, să ne acorde primul ajutor calificat. Pentru asta trebuie să introducem cursurile acestea în programa școlară obligatorie. Atenție! Nu opțional că vine cineva odată la școala altfel și ne arată cu un manechin și ce distractiv a fost. Nu! Eu visez la momentul acela și cred că vom ajunge în momentul în care în România primul ajutor va fi materie de bacalaureat. Mulțumesc mult pentru toate sfaturile și pentru exemplul pe care îl ai tu pentru oameni în momentul ăsta, pentru că din drama ta tu ai transformat în ceva pozitiv pentru seme Și asta cred că contează enorm. Și ar fi păcat ca acest sacrificiu să fi fost degeaba. Îți mulțumesc mult, Vasile și pentru prezența în emisiune. Îți mulțumesc și eu din toată inima și mulțumesc și telespectatorilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas până la final și că ne-ați urmărit. Mulțumim și locației Concelex. Vă aștept să interacționăm. Numai bine!